În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iată mesajul Evangheliei de astăzi, unul cu totul deosebit. De ce puneți soare atâtea întrebări? Ați vrea cumva să vă faceți ucenici ai Lui? Această întrebare trebuie să ne-o punem fiecare atunci când suntem și pe cărarea cea dreaptă a mântuirii, când suntem și pe cărarea cea strâmbă a păcatului. Dacă dorim să fim ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, atunci trebuie să ne apropiem lângă drum pe unde trece Iisus. Drumul pe care merge Iisus este în două direcții. Spre Ierusalim, că de acolo vine mântuirea, și spre Emaus, că de acolo vine luminarea. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus apostolilor că Fiul omului va fi dat la munci, va fi bătut, chinuit, răstihnit și a treia zi va învia, ucenicii i-au spus: Doamne, cruță-te pe Tine. Iată primul și cel mai mare păcat pe care părinții filocalici îl tâlcuiesc și vorbesc despre el ca despre o mare pacoste sufletească. Mântuitorul Iisus Hristos, într-un termen elaborat sau la un mod dumnezeiesc, a spus: nu se poate urca în Tabor dacă nu treci prin Golgota. De nu se va da Fiul omului la munci și nu va pătimi și nu va învia, voi nu veți avea mântuire. De aceea Apostolul Pavel certifică această taină și ne spune: credința voastră nu este zadarnică. Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Același lucru a simțit și orbul de astăzi, în momentul când s-a apropiat de drum și a zis, sunt cele două variante, este vindecarea și altui orb, văzută de Matei și de Marcu, este și vindecarea orbului de astăzi. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și acesta striga. Deci strigătul pe care trebuie să-l facem noi înaintea lui Dumnezeu nu este țipătul deznădejdii, nu este țipătul descurajării, a spaimei și a groazei. Hristos este Dumnezeul iubirii. Doamne, poți Tu să mă auzi pe mine? Doamne, poți Tu să faci aceasta? Doamne, merit eu bunătatea Ta? Și se spune că în momentul acela, Mântuitorul Iisus Hristos a scuipat. La prima vedere, scuipatul poate fi semnul disprețului. Dar de ce a scuipat? Spun Sfinții Părinți, ca să nu sufle. Și când l-a făcut pe om, s-a plecat deasupra lui, a suflat suflare de viață și l-a făcut om cu suflet viu. Și spune în capitolul Facerii, la capitolul 1, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iată, acest orb era om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar după cum spune și în capitolul Facerii, toate erau bune și bune foarte. Deci cele bune foarte sunt cele desăvârșite și cele bune sunt cele nedesăvârșite. Și ce era la Adam bun și foarte bun? Foarte bun era sufletul, că era nemuritor, foarte bună era inteligența, că era asemenea îngerilor, și puterea cugetătoare, alegătoare, puterea cuvântătoare, dar bune era trupul cu alcătuirile sale biologice, care avea să-l slujească pe Adam. Deci în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a pus și partea cea bună, trupul cu care avea să se slujească până la învierea lui Hristos, să mulțească neamul omenesc, nu după întrebările așa zise ateie, când se spune, zice, păi da, dacă a știut Dumnezeu că cade, de ce l-a făcut pe om? Tocmai pentru că a știut că va cădea, i-a dat trupul biologic care a dus mai departe ridicarea acestei căderi. Și iată-l pe acest orb, fiu descendent din neamul lui Adam, care nu întâmplător are o misiune extraordinară. Să strige și să propovăduiască pe Iisus Hristos
în cetatea Ierusalimului, dar mai mult decât atât, să arate lumii un model de umanitate care era în preajma Mântuitorului. Ce fel de oameni erau în preajma Mântuitorului? Orbi. Ochii au să nu vadă. Urechii au să nu audă. Spune Mântuitorul, fățarnicilor, știți semnele cerului, toate le știți, dar de ce nu știți și cele ale legii? Pentru că Mântuitorul a fost înfruntat de cei ai legii și i-au zis un învățător de lege, ce să fac să moștenesc viața de veci? Și i-a spus, ce este scris în lege, cum citești? În lege era legea dragostei. El nu avea cum să o aibă, pentru că căuta nu o dragoste universală, ci căuta o dragoste controlată. Dar cine e aproapele meu? Aproapele meu e oricine de aici din față. Aproapele meu e și dușmanul meu, aproapele meu e și prietenul meu, aproapele meu e și străinul, și păgânul. Toți sunt aproapele meu. Pentru că un samarinean s-a plecat și l-a ridicat pe cel căzut între tâlhari și a plecat din Ierusalim la Ierihon. Deci, iată, ieșirea din Ierusalim duce spre haos, spre păcat. Și în momentul în care orbul striga în Ierusalim, se vede că știa legea, dar nu putea să se lumineze și avea nevoie de lumină. Și scuipând, adică începând din nou actul facerii, asta făcea fiul în momentul acela, i-a uns ochii. Și dacă țin minte, în Evanghelie spune așa, du-te și te spală. Și când s-a spălat, i-a venit vederea. Și care a fost prima minune? Toată lumea a rămas mirată. De ce? De vederea unui orb. Era pentru prima oară când un orb vedea lumina soarelui. Dar vederea noastră nu-i numai o vedere trupească. Vederea noastră se împarte în vedere sufletească, adică a cataloga prin discernământ binele de rău, viclenia de minciună, perversitatea de răutate și adevărul de neadevăr sau întunericul de lumină. Este vederea trupească pe care o corectăm cu ochelari de la firmele de ochelari, dar aceasta ne ajută doar să găsim calea mântuirii, nu ne și asigură calea mântuirii, dar avem un plus de judecată la Dumnezeu care va spune ați putut ceti pravila și canonul chiar dacă aveați miopie sau aveați glaucom sau cataractă. Dar mai este o vedere duhovnicească sau o lumină a cunoștinței și această lumină a cunoștinței vine numai și numai din pricepere și cunoaștere. Întâi faci carte la școală ca să înveți legea lui Dumnezeu, Institutul Teologic, Institutul de Filologie și așa mai departe. Apoi, începi să cunoști ceea ce ai învățat experimentând în practică, prin mistică și asceză. Rezultatele misticii și ale ascezei îți încălzesc mintea, ceea ce a dus la orbul de astăzi care striga miluiește-mă, miluiește-mă, miluiește-mă! Și în cele din urmă, priceperea. Ce a știut acest orb să facă? Să câștige inima semenilor săi, să țină echilibru psihologic între dușmanii lui Hristos și cei care vedeau minunea și de frică nu o propovăduiau sau se temeau să o spună, și modul de preamărire a lui Dumnezeu. Și avem trei planuri diferite. În planul 1, vin cei care urau pe Hristos și întreabă pe părinții orbului. Parcă așa e Evanghelia. Zice, e fiul dumneavoastră? Da. Cum și el a fost orb? Și părinții, ca să nu cadă în neînțelegere cu cei de la templu să fie dați afară sau să sufere vreo problemă, au zis, da, întrebați-l pe el, că e mare. El are gură și poate să vorbească. Este major. Mergeți și vorbiți cu el. N-a spus nici că este orb, nici că nu este orb. În momentul în care cei răvășiți deja sufletești au venit la orb și l-au întrebat, tu ai fost orb? Acesta le spune, da, știu că acum văd. Este cel mai frumos exemplu pe care și îl poate da omul singur lui.
Da, știu că acum văd. La acest știu că acum văd, avem diferite articole. Am fumat și știu că nu mai fumez. Am fost destrăbălat și știu că m-am corectat. Am fost dezmățat și știu că m-am educat. Am fost hoț și știu că sunt cinstit. Am fost criminal și știu că m-am oprit. Am săvârșit păcate de omucidere și m-am oprit, le-am conștientizat. Am făcut rău și am hulit pe Dumnezeu prin insulte și înjurături și m-am îndreptat. Da, Doamne, am călcat poruncile Tale și sunt conștient că trebuie să le păzesc. Iată ce frumos! Da, știu că am fost orb, dar acum știu că văd. Iată ce răspuns frumos! Acum știu că văd. Ce înseamnă acum știu că văd? Ceea ce spunea și la carte. Mai lesne este să fii iertat când greșești fără de voie decât atunci când faci păcatul premeditat și cu bună știință, pentru că nu ai justificare. Și Mântuitorul Iisus Hristos folosește un termen excepțional în Sfânta Evanghelie, o îl găsim în Evanghelia de la Marcu și Matei. De n-ați fi știut, păcat nu ați avea. Dar acum nu au răspuns la păcatele lor. Pentru că dacă nu m-ar fi cunoscut pe mine și pe Tatăl care m-a trimis, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și pe mine și pe Tatăl meu. Vedeți cât de categoric este Mântuitorul în exprimarea cuvântului drept. De aceea și în Sfânta Liturghie, în momentul în care reprezentantul Mântuitorului Episcopul este pomenit, se spune drept învățând cuvântul adevărului tău. Și strana cântă pe toți și pe toate, adică și pe oameni și pe lege. Deci pe toți oamenii aceeași lege și toate rânduielile. Ultima dispută este direct între orb și clevetitorii templului celui vechi. Acesta e un ticălos, acesta hulește, acesta face și cu tare și drege. Și orbul, cu o destindere sufletească nemai întâlnită decât de natură divină și dumnezească, zice, nu știu prea multe, eu nu prea am citit, probabil pe vremea aceea nu era alfabetul acela care să citească orbii cu puncte. Dar a spus așa, ceea ce știu eu este că pe păcătoși nu-i poate asculta Dumnezeu, dar omul acesta m-a făcut să văd. Ați văzut câtă înțelepciune? Deci, să fie foarte clar pentru toate veacurile și toate timpurile. Eu știu că pe cei păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă, dar omul acesta m-a făcut să văd. Deci, prima categorie de esență, ca extracție a Evangheliei de astăzi, este aceasta. În momentul când vedeți oameni care fac minuni, dar nu au o viață morală, decentă, creștină, educată în parametrii evanghelici, educată în parametrii moralei și sociali ai moralei creștine și toate celelalte învățături, orice minuni ar face sunt de la dragi. Și în această categorie de așa zis sfinți intră vrăjitorii, vrăjitoarele, ghicitorii, ghicitoarele, magia albă, magia neagră, unde să mă duc, mă rog, sfintele babe ca să-și vadă viitorul cu două ceasuri mai înainte. Ei, știu că pe cei răi nu-i ascultă Dumnezeu. Deci n-are cum pe cel ce lucrează porunca satanei să-l asculte Dumnezeu. Și atunci, iritați la culme oamenii templului legii celei vechi, cei care țineau legea și Tora, i-au spus orbului, dar cum te-a făcut să vezi? Și aici a intervenit direct lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că chiar Hristos nu i-a atras atenția orbului și i-a zis nu vorbi sau nu spune. Sunt două variante a lui Dumnezeu de a exprima frumosul și binele. Mare e credința ta, fie ție cum voiești, n-am văzut atâta credință nici în Capernaum. Deci când e vorba de sluga sutașului, când îi spune nu intra la acoperământul casei sufletul meu, că nu-ți vrednic, zi numai cu cuvântul. N-am întâlnit atâta credință nici în Ierusalim, sau nu știu exact paragraful Evangheliei. Dar, de data aceasta,
paragraful a depășit toate limitele posibile în interpretarea apostolică a celor patru evangheliști, pentru că și evangheliștii aveau și ei atitudinile lor. Unul fiind pictor, descria mai frumos anumite elemente, Ioan fiind mai dogmatic, vorbea direct cuvinte dumnezeiești, Marcu fiind puțin mai scurt în cuvânt, dă niște evanghelii tabu din capitole scurte și la obiect, dar în Evanghelia de astăzi se dă răspunsul cel mai greu din istoria Evangheliei. Ce tot vă interesați atâta? Vreți cumva să vă faceți ucenicii Lui? E un mesaj pentru toate bisericile neo- și necreștine să-L descopere pe Iisus. Acesta e mesajul Evangheliei de astăzi. De ce vă interesează atât de mult ortodoxia? De ce vreți să știți când ne spovedim, cum ne împărtășim? De ce vreți să știți cum se face proscomidia? De ce vreți să știți ce sunt Sfintele Moaște, ce este Evanghelia, ce sunt vețile Sfinților, ce sunt filocaliile? Vreți să vă faceți ucenicii Lui? Poftim! Urmați legea cea dreaptă, mergeți să vă ungă Hristos pe ochii minții, că luminătorul trupului este ochiul și a sufletului este mintea, veniți și vă spălați la scăldătoarea Siloamului și în momentul în care vă veți spăla prin Sfântul Botez, vă veți lumina și apoi veniți în biserica cea vie a Dumnezeului celui viu, despre care Apostolul Pavel a spus atât de frumos. Dumnezeu este totul întru toate. Deci, iată cât de bun și de gustos este Hristos. Iată cât de bun și la îndămâna fiecăruia. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci, iată, acesta este mesajul Evangheliei la concret pe ziua de astăzi. De vreți să vă faceți ucenicii Lui, vă așteptăm în fiecare duminică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ca ochii dumneavoastră sufletești să se deschidă spre cele mai adânci taine. De la statul în biserică și ascultarea cântărilor liturgice, de la statul în biserică și primirea Sfintelor daruri pe capetele dumneavoastră, până la darul cel mai înalt al pocăinței, adică spovedania, urmat apoi de Sfânta Împărtășanie și de rugăciunile primite de la preot pentru iertarea păcatelor, și după ce ați intrat în taina Sfântului Potir și v-ați făcut ucenicii ai Euharistiei și ochii voștri s-au spălat prin cunoașterea cea mistică a lui Dumnezeu, din lucrare, nu din auzire, pentru că una simte omul când îi ții predică și alta simte când se împărtășește, veți putea fi toți și fie ai celui prea înalt.